Să nu ne lăsăm așa copleșiți de, de ceea ce am, repet, ce secularizare și ceea ce vine din, nu spun că toate sunt rele, dar multe sunt rele, care vin din, din Occident, peste noi. Și care, din nefericire, mai le preiau tineretul de astăzi și la noi. Vin cu ele, își uită ale locului, dar ne silim să îi determinăm, să-i facem măcar, când vin de sărbători acasă, să își aducă aminte de ele, să poarte hainele care fost țesute de mama și lucrate în teară și să colinde și să își păstreze credința. Că nu știu pe acolo ce. Dacă există timpul necesar pentru a cerceta biserica, pentru a merge la Sfânta Liturghie duminica, mulți prin Spania, Italia, mărturisesc că biserica la 50 de kilometri, la 100 de ei, n-au cum să ajungă. Mai zice o rugăciune acolo, cum o zice, și cam asta se reduce trăirea și relația cu Dumnezeu. Deci, măcar acasă când sunt, să fie prezenți în Sfânta Biserică și să putem să predăm celor ce vin după noi cele ce le-am moștenit.